femeile de business din România sunt unite sau... Nu neapărat. Slavă foarte cerului, la, yes, dacă erau unite. Ce făceam? Vă terminam, ăsta, nu? Nu mai aveam loc. Dar în alt domeniu sunt. Cel puțin, așa cum se întâmplă și în, pe segmentul masculin, și știi foarte bine, nu cu toții vă întâlniți, vă sunteți de acord, cel puțin ce faceți voi pe teren de fotbal și când vă uitați la meciuri, este dezastru. Sunteți nu în două tabere, în 50 de tabere. Cam așa e și cu femeile. Și iată, România are, este în top 10 în clasamentul mondial în ceea ce privește numărul antreprenoarelor din lume. Spre deosebire de alte clasamente unde suntem totdeauna codași la abandon școlar, la digitalizare și așa mai departe, iată că există un domeniu unde România excelează.